Salutare tuturor, sunt Dumitru Stoianov, jurnalist Rais Moldova și în acest masterclass online vom vorbi despre fact-checking. Mai exact despre fact checkingul editorial, care este nici mai mult, nici mai puțin un standard editorial, care odată implementat în politica editorială a unei instituții media, poate să aducă aceste instituții doar beneficii, cum ar fi o calitate sporită a produsului, credibilitate în fața audienței și chiar securitate financiară și legală. În total vor fi trei video. În primul, în acesta, vom vorbi despre partea teoretică a fact-checking-ului. Vom afla cum a apărut, unde este folosit și vom încerca să înțelegem exact cum funcționează fact-checking-ul și cum poate aduce acele beneficii enumerate mai devreme. În partea a doua masterclass-ului vom enumera și descrie detaliat toți pașii care au loc în timpul unui fact-checking, așa cum are loc el la RAIS Moldova sau la organizațiile din rețeaua internațională OSCRP din care RAIS Moldova face parte. Iar în al treilea video am să vă prezint cum s-a făcut fact-checking-ul pe un articol real publicat recent de RAIS Moldova, ca mai apoi, prin comparație, să încercăm împreună să verificăm un articol publicat de o altă instituție media. Ca să fim corecți, vom lăsa în pace instituțiile din Republica Moldova și vom verifica un articol publicat de un ziar din Statele Unite ale Americii. La treabă. Deci, cum v-am spus, în prima parte vom vorbi despre partea teoretică a fact-checking-ului, despre organizațiile care îl implementează, cum exact el ajută organizații să livreze un produs media mai calitativ, care este locul, poziția fact-checker-ului într-o redacție și vom analiza o serie de întrebări care, de obicei, jurnaliștii le pun în momentul în care se gândesc, dar oare ar putea ei să, să, să implementeze fact-checking-ul în organizația sa. RISE Moldova, din câte cunosc, este singura instituție media din Moldova care implementează fact-checking-ul la nivel profesionist. Prin profesionist, când zic profesionist, am în vedere că există o funcție plătită în cadrul organizației deci, este o persoană care este plătită ca să facă, fac checking în, în cadrul redacției, să spunem așa. Și nu atât contează salariul, să zicem, cât faptul că acest proces are loc în fiecare, la fiecare publicație, la fiecare articol, are loc după aceeași metodă, are loc după aceleași reguli și se face constant, nu contează. E vorba despre o investigație, un simplu articol, un video, o poză, un titlu. Mereu se verifică totul. RISE Moldova face fact-checking din toamna anului 2015, iar standardele au fost preluate de la OCCRP, Este o rețea de organizații media din Europa de Est, organizații care fac investigații jurnalistice, uh, Rais Moldova este membru uh, acestei rețele și uh, anume OCCRP în 2015 în septembrie a venit cu inițiativa ca să um, să, împarte, să, să se împartă cu experiența sa în fact checking cu toți partenerii săi și cumva au fost uh, crescut, să zicem așa, câțiva fact-checker în, în toate regiunile, s-a pus accentul pe diversitatea de limbi vorbite de către fact-checker, astfel, astfel încât să existe o rețea nu doar de organizație, dar și de fact-checker. Deci, în momentul în care va exista un proiect cross-border, în care se vor face investigații în diferite limbi, cum ar fi spre exemplu Andromat sau cum ar fi Panama Papers. Uh, să există întotdeauna și fact-checkeri care să asiste reporterii și editorii la uh, editarea și pregătirea acestor uh, investigații către, către publicare. USSRP nu este singura organizație care implementează astfel de standarde. Uh, Fact-checking-ul editorial există și în uh, Statele Unite, ProPublica fiind cel mai bun exemplu în acest sens. Și iarăși o, o, mențiune importantă, ProPublica este o organizație care se face exclusiv doar investigații. Să spunem așa, fact-checking-ul este mai mult potrivit pentru redacțiile care fac mai multe investigații decât doar știri. Dar totuși, astăzi scopul nostru este cumva să convingem și să demonstrăm tuturor organizațiilor media cât de util este fact-checking-ul, indiferent uh, care este produsul livrat de această instituție. Și cel mai ușor este să demonstrezi printr-o mică analiză SWOT, așa-numită SWOT Analysis. SWOT Analysis este o procedură care se aplică unei organizații ca să afle la ce etapă de dezvoltare se află această organizație și care sunt pașii care pot fi făcuți ca această organizație să devină mai puternică, să zicem așa, mai competitivă pe piață lucru care este valabil și pentru organizațiile media. Deci ce este SWOT? Este un, un tabel, un pătrat, da, un tabel din două coloane și două rânduri, care cumva reprezintă patru pătrate și fiecare pătrat a, reprezintă câte un set de însușiri, da. Deci avem două feluri, patru feluri de însușiri, de seturi de însușiri. Sunt interne pozitive, interne negative, însușiri externe pozitive, externe negative, da. SWOT vine din, este un acronim, reprezintă niște cuvinte englezești, da, termeni englezești, deci S este strength, punctele forte, W, weaknesses, puncte slabe, O, opportunities, oportunități în română, da, și ultimul pătrat T, uh, threats, uh, înseamnă riscuri. Dacă vorbim despre <coughs> organizații media, da, punctele forte, deci niște însușiri interne da? pozitive care depind doar de această organizație și sunt pozitive, deci care ar putea fi punctele forte într-o organizație media? Credibilitate, da? popularitate, impact înalt la nivel oficial, prin impact înalt aici am în vedere, spre exemplu, se publică o știre sau o investigație și imediat apare și reacția cumva autorităților da? care reacționează la lucrurile cumva descoperite de jurnaliști. La însușiri uh, interne negative, uh, putem include aici puțini reporteri calificați, cumva o problemă comună pentru majoritatea instituțiilor media independente din Republica Moldova, și nu numai independente, da? Uh, lipsa unui jurist Iarăși, asta este o problemă a instituțiilor mici și vulnerabilitate financiară, care este iarăși o, o, problemă comună pentru instituțiile medie din Republica Moldova. Haideți să trecem și la însușirile externe, de deci, cele pozitive, da? oportunitățile. Acces nelimitat și rapid la orice informație. Deci, Chiar, asta este una dintre cele mai mari avantaje și oportunități pentru toate instituțiile medie din Republica Moldova și în general din lume, da? Și de aici cumva mergem și la a doua însușire, acces la piața media internațională, da? Acum fiind spațiul ăsta online deschis și accesibil tuturor, avantajele sunt, sunt chiar nelimitate în sensul ăsta. Și ultimul pătrat, riscurile, eu aș defini trei, deci procesele de judecată, care pot fi intentate împotriva unei instituții media în urma aplicării anumitor a, articole, da? în special investigații. Refuzul agenților economici de a plasa publicitate, bun, nu atât refuzul lor activ cumva, dar însuși piața slabă de publicitate, da? vorbim aici de, despre acest fenomen a, tipic Republicii Moldova. Și ultimul risc ar fi refuzul donatorilor de a susține proiectele instituției. Da? Sunt și asemenea cazuri când o instituție este mică nu are prea multă credibilitate sau fie a pierdut-o sau încă nu a căpătat-o, da? Și cumva o organizație care tinde să trăiască din donații nu poate să facă acest lucru pentru că cumva nu este cunoscută sau nu pare credibil în fața donatorilor. Și haideți să vedem cum fac checking-ul pe care dintre aceste însușiri fac checking-ul le rezolvă sau să spunem așa, li se adresează, da? Eu am definit aici trei culori. Culoarea verde sunt însușirile în care fact-checking-ul țintește direct cu negru sunt însușirile unde fac checking ul are o atribuție cumva mai mult sau mai puțin uh, parțială și cu portocaliu am uh, hașurat însușirea în baza căreia fact-checking-ul însuși poate exista în orice uh, redacție uh, redacție jurnalistică Haideți să le luăm pe rând. Deci, făcând fact-checking în mod metodologic și constant într-o redacție, cu siguranță tu vei deveni mai credibil, datorită credibilității vei deveni mai popular și vei avea un impact mai înalt la nivel oficial. oficial. Este, este cumva evident, da? pentru că calitatea produsului va fi cumva mai înaltă. Dintre punctele slabe, puțini reporteri calificați deja nu mai este o problemă atât de mare, da, fac cel că nu rezolvă această problemă, dar ea devine o problemă mai mică pentru că mai apare un filtru suplimentar care în lipsa asta calificării a reporterilor o șlefuiește, da, cumva o repară într-un anumit fel. Lipsa unui jurist, da, rămâne problema asta, dar pe de altă parte riscul de a produce un material jurnalistic care va fi cumva foarte vulnerabil din punct de vedere juridic este mai mic, da? Deci cumva tu nu mai ai nevoie să ai un jurist întotdeauna lângă tine care să, să, stea să te consulte la orice articol, da? Pentru că tu cumva singur setezi niște mecanisme de redacție care fac acest lucru. Și vulnerabilitatea financiară, făcând fact checking și devenind mai credibil, tu cumva poți să-ți asiguri uh, chestia despre care am vorbit când, când am trecut la riscuri, da, deci cumva tu poți deveni credibil, să zicem, în fața donatorilor, Oportunități, deci accesul nelimitat și rapid la orice informație îți permite tu reporterului și în special fact check fact să verifice orice informație um, prezentată. Da? Deci cumva ăsta este pilonul de bază de fapt a fact-checkingului uh, și a reporterului care se pregătește de fact-checking sau care e scriind un articol întotdeauna se gândește că la un moment dat el va trebui să treacă uh, prin acest proces până ca articolul său să ajungă pe masa editorului. Cei ce ține de acces pe piața la piața internațional internațională, iarăși, făcând fact-checking și creând și o reputație locală și devenind foarte credibil aici, tu poți deveni oricând popular și în afara țării. Și nu neapărat creând istorii doar moldovenești, pentru că, spre exemplu, făcând investigații foarte des, ajungi să cauți parteneri în afara țării pentru că întotdeauna apar anumite conexiuni cu companii sau cu oameni de afaceri din afară, da? în istoria ta. Și atunci ai nevoie întotdeauna de niște parteneri din afară, iar partenerii vin numai acolo unde există siguranță că jurnaliștii sunt integri și fac, fac un jurnalism de calitate. Ceea ce ține de riscuri, procesele de judecată, iarăși, orice cetățean are dreptul să dea în judecată dacă consideră astfel, da? Deci tu cumva nu scapi însăși de procesele acestea de judecată, dar riscul ca ele să fie, în primul rând, multe, într adevăr rând, să fie toate, să zicem așa, cu riscul de a fi pierdute, este mult, mult mai, mai, mic. Bine, nu rezolvă problema cu publicitatea, dar iarăși, fiind o instituție credibilă, evident, vei avea o cotă mai mare pe piața publicității. Da? Și refuzul donatorilor, pot să zic, din, din cunoștință de cauză, Rice și-a capătat credibilitatea în fața donatorilor, anume, datorită fact-checking-ului. Asta o arată statisticile și creșterea noastră din toamna 2015, de când am început să, să facem fact-checking în redacție. Care este locul unui fact-checker într-o redacție? E, schema este super simplă. deci El se află cumva la mijloc între reporter și editor. O singură mențiune aici, să fie clar, nu este vorba despre o ierarhie organizațională, da? sau despre organigramă, este vorba despre o ierarhie doar în timpul procesului de editare a unui articol. Da? Deci în momentul în care reporterul a zis articolul este gata, atunci se creează această organigramă, să zicem așa. Deci asta este varianta ei cea mai simplă, reporterul a făcut articolul, trimite la fact checker, ăsta împreună cu reporterul sau independent sau mai întâi independent și apoi împreună cu reporterul, dacă mai sunt întrebări, verifică articolul, da? verifică toate documentele în baza căruia a fost scris acest articol toate probele, să zicem așa, că nu întotdeauna probie, o probă este un document și apoi trimite uh, deja uh, articolul verificat pe masa editorului, care apoi se, se ocupă de editarea și pregătirea materialului spre publicare. O variantă puțin mai sofisticată, dar mai sigură aș zice eu și pe termen lung mai eficientă este aceasta, care mai mult sau mai puțin re reprezintă realitatea aici la RISE și uh, în стандарту OCCRP, он организатель для рейса OCCRP. Дети, трассевый есть пик диферит, репортер презента примул драфт, а у нее инвестигаций, да, казу ностру, эдитерлый, а часто приготешьте он драфт финал, дети, кумва он артикул, în cazul în care totul se confirmă prin documente și probe, deci asta va, fi, asta va fi varianta spre publicare, trimite draft ăsta final la fact-checker, fact-checker-ul fact verifică, apoi îi trimite varianta verificată editorului și deja editorul face cumva ultimele retușuri și îl trimite spre publicare. Întotdeauna apar uh, întrebări despre fact-checking. Multă lume nu prea înțelege în general cât de util este acest lucru și pentru ce trebuiește. Deci este văzut ca un obstacol spre, să spunem așa, eficiența editorială a unei organizații. Deci nu se văd toate avantajele, se iau în calcul doar dezavantajele, da? pentru că cumva procesul ăsta, evident, încetinește procesul de editare. Cel mai frecvent apar a, aceste cinci întrebări și cel mai des le pun persoanele fie din conducerea, fie din, să spunem așa, bordul editorial a unei organizații. Prima întrebare ar fi dacă poate editorul, însuși editorul, îndeplini funcția de fact-checker. Da, este o întrebare cu oarecum logică, editorul oricum verifică uh, factologic articolul da? în, în, într-o redacție clasică, se întâmplă acest lucru, evident. Însă după standardele SCRP, răspunsul aici este nu și a, cel puțin, aici sunt cel puțin două explicații de ce răspunsul este nu. În primul rând, în momentul în care fact-checking-ul este implementat la nivel a, redacțional, apare mai mult sau mai puțin o separare cumva a responsabilităților. Deci editorului revine cumva funcția, dacă să facem o paralelă cu creatorul, da? I I revin funcțiile creierului uh, drept, da? care este creativ, care răspunde de storytelling, care răspunde de unghi, prin care este redat uh, materialul care cumva răspunde de faptul cât de relevant este articolul, ținând cont de context uh, și în general are grijă ca totul să fie logic din punct de vedere din, din punct de vedere a istoriei. Da? Pe când checkerul uh, și și ia atribuțiile creierului stâng, da? deci el verifică cifrele, verifică documentele, face calculele, verifică numele, da? dețele de, 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 naștere, de numele lo de, localități, textul la capitolul, să zicem așa, părerilor proprii a reporterilor. De, de câteodată, une, uneori există cazuri când reporterul, fără să vrea sau fără rea intenție, își spune părerea proprie, care la prima vedere pare să aibă cumva un suport factologic în spate, dar până la urmă îți dai seama că reporterul doar Asta e doar părerea lui. Asta ar fi, deci, primul motiv, dar oricum nu e cel mai important. Uh, mai important este faptul că implementând fact-checker-ul, da, acesta deci este al doilea motiv, uh, tu cumva introduci un filtru suplimentar spre verificarea a unui text înainte ca acesta să fie publicat. Dacă vreți, este încă o pereche de ochi uh, care cumva ajută ca articolul să fie de o calitate mai înaltă. Deci să fie pur și simplu corect. Corect din toate punctele de vedere. Jurnalistic vorbind și juridic vorbind. Este nevoie de angajată o persoană specială în această funcție? Răspunsul și aici este nu. Pentru că funcția de fact-checker poate fi ocupată de oricine dintre angajații actuali ai uh, redacției poate fi chiar și uh, unul din reporteri. Varianta cea mai simplă, dar uh, una care eu personal nu aș recomanda o este că, pe exemplu, într o redacție mică în care sunt doi reporteri, să se facă rocada. Da? Deci ei să, să se schimbe. Deci când reporterul A face o investigație, reporterul B îl verifică și viceversa. De ce această metodă nu este prea bună? Pentru că totuși e bine ca o persoană să se ocupe constant de fact-checking, ca cu timpul el să-și creeze o autoritate de fact-checker în această organizație și toți reporterii să știe exact cum lucrează această persoană, care sunt exigențele lui, nu știu, să se creeze totuși o relație, da, care se creează spre exemplu între editor și reporter să fie o aceeași relație între reporter și fact-checker. Iar în momentul în care doi oameni fac rocada, ei ar putea să-și fac anumite scutiri reciproce, pentru că totuși fac checking ul este un proces anevoios, care îți ia timp, îți ia nervi, ești nevoit apoi să faci anumite rescrieri, să tai anumite calupuri, să cauți anumite documente suplimentare și tot așa. Deci e bine ca să fii totuși o singură persoană care doar în cazul în care uh, această persoană comasează funcția sa de fact-checking cu funcția de reporter, doar în cazul în care această persoană mai publică și ia un articol, atunci să fie verificată de către altcineva. Însă, în mod constant, anume persoana asta să fie fact checkingul de, bază, fact de bază. Poate fact-checkerul organizației să ocupe și alte funcții în organizație? Parțial am răspuns la această întrebare mai sus. Evident că poate, uh, în general, chiar dacă angajezi un fact-checker în organizații, dacă este o organizație mică, spre exemplu, cum, cum este RISE Moldova, o uh, organizație care face doar investigații, da, în cazul nostru, uh, fact-checkerul nu ar avea cumva treabă full-time, da, să stea de dimineață până seara, nu ar avea pur și simplu treabă să verifice, nu, nu ar avea volumă de lucru care i-ar permite să stea full-time, angajat full-time. Deci el poate fi angajat part-time pe funcția de fact checker, iar de altfel poate să ocupe cu or și care alt job care există în acea organizație. Până la urmă poate fi și chiar și contabil și chiar ar fi binevenit ca să fie contabil dacă sincer, pentru că e foarte mult de verificat, de intrat în detalii, în subtilități de calculat, de recalculat. Întotdeauna sunt foarte multe documente, foarte multe exceluri, foarte multe tabele și foarte, foarte multe cifre date și chestii foarte exacte. Cât timp uh, ia un uh, fact-checking? Este o întrebare care este pusă foarte des, pentru că, cumva, pe editori, asta îi deranjează. Fact-checking-ul ia timp, suplimentar pentru ca un articol să fie gata și să fie publicat. Și este o întrebare la care este, practic, cel mai greu de răspuns. Dar, însă, răspunsul ar fi, iarăși pornind de la experiența Rise Moldova, cam... Uh, 70-80% din timpul pe care îl ia un articol, pe care îl ia, deci așa, editarea unui articol. Deci, spre exemplu, dacă la RICE o investigație de vreo 12 pagini, editorul îi ia cam o zi să, să, editeze cap coadă această investigație, da? atunci fact checking-ul va lua aproximativ 5-6 ore cap coadă. Și prin comparație să spunem că dacă la o televiziune va fi implementat fact-checking-ul da? și vorbim despre o știre de două minute da? în care avem puțin text, câteva ambianțe și două declarații și în mod normal editorului ia 15 minute ca să verifice și să editeze această știre, fact-checkerul îi va lua undeva vreo 10 minute da? dacă facem o astfel de paralelă. Dar asta doar în condiția în care reporterul deja vine pregătit. Deci el în primul rând, ținea cont când scria acest articol, această știre, ținea cont că va ajunge la un moment dat la fact checker. Da? Și deci nu punea păreri proprii și toate frazele care le scria știa că ele au un suport factologic sau are documente în spate și doar în cazul în care el va veni cu aceste documente la, la fact checking. Deci totul va fi aranjat, am pus așa pe, pe poliță și va fi foarte foarte clar ce document se referă la care, care text și, și tot așa. Și ultima întrebare ar fi la care articole trebuie de făcut fact-checking. Răspunsul este simplu la toate, pentru că doar așa poți crea această obișnuință, da, într-o organizație, că fact-checking-ul, chiar dacă este uneori dureros și foarte enervant, este foarte, foarte necesar într-o organizație. În partea a doua vom descifra exact procesul unui fact-checking, cap, coadă. Mai exact vom vorbi despre cele 14, cei 14 pași pe care îi faci ca să implementezi fact-checking la nivel profesionist într-o organizație media.